Mulțumesc foarte mult. Marcel Ciolacu spune că l-ar fi rechemat în țară pe ambasadorul român din Statele Unite dacă ar fi fost în locul lui Klaus Iohannis. Scandalul dintre premier și ambasador a început după ce Andrei Muraru a anunțat că prim-ministrul l-ar fi exclus de la întâlnirile politice din America. O să-mi permit că cred eu așa că domnul ambasador e mai tânăr decât mine. Cred că cea mai mare calitate în politică este răbdarea. Nu cred că este mare diferență între politică și diplomație. Și sunt ferm convins că domnul ambasador nu și-a pierdut încă răbdarea, cum nici eu n-am făcut-o, de multe ori și în contexte mai dificil. Important este să ne vedem misiunea pe care o avem fiecare într-un moment important pentru România. În timpul vizitei din Statele Unite ale Americii, ambasadorul Andrei Muraru a avut o reacție care l-a lăsat pe Marcel Ciolacu cu un gust amar. Premierul a declarat că dacă ar fi fost președinte, l-ar rechema la post pe Andrei Muraru. Rolul meu în această vizită se încheie aici. Domnul prim-ministru a considerat că nu este necesară participarea reprezentanților ambasadei României la Washington la întâlnirile politice din următoarele zile.